Bună, Simona! Salut, Ștefana! Spune-mi, te rog, într-un cuvânt, ce este AGLT pentru tine? AGLT pentru mine, într-un cuvânt, ar însemna speranță. De ce AGLT și nu altă organizație? Pentru că a fost prima organizație care mi-a oferit această șansă, pentru că aici erau mai mulți dintre prietenii, dar și colegii mei, și pentru că aici au fost acordate atât sprijinul pentru copii normali, cât și pentru copii cu dizabilități. O întâmplare haioasă trăită în AGLT? Una dintre întâmplările cele mai haioase a fost atunci când mi-am descoperit că în pantaloni, într-o tabără de la Vaslui, am găsit o veveriță și m-am speriat și am crezut că era un șoricel. Spune-mi, te rog, cum vezi AGLT peste 10 ani? AGLT? Văd această asociație peste 10 ani ca fiind una dintre cele mai mari organizații non-guvernamentale care să reunească mai mulți tineri, atât studenți cât și liceeni, dar și absolvenți ale școlilor generale, fiind capabili atât să-și dezvolte ei proprii personalitatea, cât și personalitatea celorlalți, dar și comunicarea cu cei din jur. Spune-mi, ca și voluntar, ce crezi că este cel mai dificil pentru tine sau care sunt problemele cu care vă confruntați în grup? Pentru mine, cea mai dificilă activitate, dacă pot să spun așa, a fost atunci când a trebuit să organizez o zi de joacă pentru copii cu dizabilități, neavând încă cursurile SPEAS. Uh-huh. Okay. Personal, cu ce te-a ajutat pe tine AGLT-ul? În primul rând, m-a ajutat să-mi fac noi prieteni, să reușesc să-mi descoper noi abilități, să-mi înfrâng anumite temeri, comunicarea în fața celorlalți, în fața unor alte persoane pe care să nu le cunosc. Iar în al treilea rând, sper și sunt sigură că mă va ajuta în educarea viitorilor mei copii. Foarte bine. Ai renunțat la AGLT pentru altă organizație? Nu cred că s-ar putea întâmpla acest lucru, pentru că aici sunt majoritatea prietenilor mei și deja am pus prea mult suflet ca să renunț pentru o altă organizație. Nu va fi posibil această schimbare. Este ceva ce ai schimba în AGLT? Nu cred că aș schimba nimic. Oamenii sunt de calitate, activitățile sunt de calitate și totul va rămâne un mic paradis atât pentru cei care creează aceste schimburi de activități, cât și pentru cei care participă, efectiv. Spune-mi, te rog, dacă ai fi să compari AGLT cu un animal, care ar fi acela? Dacă aș putea să compar AGLT-ul cu un animal, eu cred că ar fi cu un cățel. Pentru că cățelul a fost mereu unul dintre cele mai bune prieteni ale omului. Și un cântec? Un cântec pentru AGLT? Life, it's life, la 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 la. Cam asta. Da, foarte bun. Activitatea preferată din cadrul AGLT? Ziua comună de acțiune, cred. Asta este una dintre cele mai speciale, mai ales că atunci încercăm să ne strângem cu toții și să depunem cât mai mult efort pentru ca această zi să fie reprezentată cum trebuie. Spune-mi, te rog, cum ai intrat în AGLT? Ideea mi-a fost sugerată de mai mult timp de către verișoara mea, Iftimia Dina,
care era voluntar de mai mulți ani a grupului local de tineri etari din Europa, însă, datorită unor examene pe care am trebuit să le dau, am ezitat puțin, însă cel care m-a adus în această organizație a fost fostul meu coordonator, Andrioae Cosmin, numit Xerox. Și pentru încheiere, un mesaj? Nu trebuie să avem grijă doar de noi, trebuie să avem grijă și de cei din jur, pentru că cu ei putem construi o lume mult mai bună, o lume mult mai modestă, dar și mai luptătoare pentru a încerca să supraviețuiască acestei societăți care dorește doar să promoveze omul puternic și omul care să fie independent. Trebuie să fim uniți. Mulțumesc frumos, Simona! Mulțumesc.